Salutare, bine ați venit la Terra România, Alex aici, cu un nou clip de World of Warcraft Wrath of the Lich King. Continuăm seria de leveling, mergem, avem quest-ul ăsta cu Starving, de fapt. Dire Wolf, uite aici unul. Mi-am luat o sabie și trebuie să fac skill cu ea. Ideea e că dă mult mai mult damage decât... Trebuie să mai căutăm de ăștia. Trebuia să merg în Darkshire, fiindcă aveam și quest-ul ăla cu Păianjen, dar... încercăm să facem asta cu Starving. Asta e Rabbit. Aici cred că... nu... dar mă de ăștia vă-s. Uite un player level 18. Fala de... ăsta de animal. Facem și noi un lucru bun. Da, aici e doar păiam și niște. Plim pe aici și nu găsesc numai de ăștia și ne mai trebuie încă 7. Serios că numai de ăștia vă și mai mult atacă și ăștia. Teoretic ar trebui să fie toată zona asta. Parcă și aici era un quest. O să-l luăm. Good day to you. See you around. Bă, dar nu mă tine ăștia. Uite, la aici unul. Erau toți. Era un cufăr aici. Anyway, nu mai este. Pe cine aș pe când ai venit? Nu, de aici încă unul. Ce damage mare.
Flash. Acești level. Deci, până săptămâna viitoare vreau să-l aduc la level 80, neapărat, și șamanul de pe Burning Crusade să-l duc la 70. Dacă o să-l duc la 80, o să fie bine. E primul caracter de 80 din 2012, cred că atunci a fost ultimul. Eu n-am mai jucat Wrath of the Lich King 2011 sau 2012, de 10 ani, fiindcă am mai încercat eu să fac acum câțiva ani de zile, dar a renunțat la level 30, cred că. Hai să mergem aici. Mergem în Darkshire. Deci se fac instanțe aici. Care dacă intru în raza lor, uite aici un quest. Mi se pare că e tot de asta care îl iau și îl predau direct.
quest-uri. Deci promit, următorul o să fie despre Burning Crusade. Chiar o să pun clip cu Burning Crusade. Fiindcă trebuie să am pe seria asta, adică atâtea clipuri cu Warcraft, trebuie să am o serie completă de la 1 la 80 sau de la 1 la 70. Era un canal de Warcraft, ce l-am descoperit acum mulți ani. Îl chema Arfic, parcă pe tip. Și avea o poveste. Practic la el am văzut prima poveste de lor în română. A făcut înainte mea una cu Arthras. Și mă uitam într-o zi să văd dacă mai... Acum câteva zile, cred că. Și a șters tot contentul, adică, păcat. Well met. Light bless you. Da, vezi, de asta e bine de la quest-urile înainte. Se merge... Dar putem preda ăsta. Ăsta e la care atunci am murit când a fost cu șamanul. Și au și level mare ăștia. Știu. Dacă mergem, ne dăm bula. Și-l predăm rapid. Ia să vedem dacă putem. Ok, hai să fugim. Să nu mor, nu? Și nu am ieșit încă din combat. Așa, că nu știu cum. Hai să mergem în Duskwood. Măcar bine că am făcut Ha!
Facem level chiar doar să prea mult. Ideea e că n-am putut.
unde, mă? Da, nu am. Ceva. Okay.
Să-mi pun asta pe mine. Terminat asta. Măcar mai facem și una. De ce nu m-a teleportat când a teleportat și apoi am dat lift, dar... ce pantaloni am. Trebuie să mergem... asta. Dacă pun asta, ai mai bine. Să vezi că mă dă lângă Stormwind sau undeva. Oricum o să închei clipul, dar... abilitățile dacă tot suntem aici. Level 24. Asta nu-i trebuie. O să aruncăm și lucrurile pe care le avem. Ceva, 5 leveluri. Dar mergem, prindem și questurile alea și facem 26-27 chiar. Trebuie să văd 2.
chiar nu vine să cred că joc dungeon-uri mai sunt pe aici. Dead Mines. Organii ăștia. Ok, uite, plin de player, parcă altceva. What can I do? Să luăm toate quest-urile, fiindcă sunt și quest-uri care le iei și numai le predai. King's Honor, friend. Need help? Be careful. Asta. Go with honor, friend. I'm out of range for the alliance. Open your heart, no okay. Avem asta afară. Hey there. Be careful. Și mai avem asta aici. Light be with you. Safe travels. Bon tot. Be careful. Farewell. Și mai este un, mai este un aici. Unde ești? Aici. I buy and trade. Light be with you. Ok, hai să facem level, fiindcă mai avem și încheiem și clipul. Oh, uite că mai avem aici un quest. You need something? Have a good. Și hai să facem level 26. Ceva să...
can't carry anymore. Aruncăm asta. Inventory is full. Și ce să mai aruncăm asta, că nu ne trebuie. I can't carry anymore. Și asta. Hai să vedem și quest-ul ăsta și încheiem clipul. Eu sunt Alex și până data viitoare, salut!